Salutare, dragii mei! Astăzi, împreună cu voi, vreau să vă arăt cum fac eu macrou marinat. În doar 24 de ore este marinat. Arată foarte bine, este foarte, foarte delicios. Nu este ca acel din magazin sărat sau așa mai tare, să zic, da? Este foarte, foarte gustos, foarte moale, așa să spun, da? După cum se vede, uitați-vă. Este o bunătate. Eu l-am pus așa într-o bancă, ia ca șaiană, și cu ceapă. Așa că dacă vă plac peștele de casă, trebuie să încercați. Acesta pește foarte bine este la salata șubă, de exemplu. Noi o să-l servim cu cartofi fierți. Asta este mâncarea noastră preferată. Și cu mâncarea aceasta m-a cerut soțul în căsătorie și pentru noi este cea mai delicioasă mâncare. Deci dacă vă place rețetele mele, abonați-vă la canalul meu, dați like, distribuiți. Dar acum să trecem să vă arăt cum pregătesc eu macroul marinat în doar 24 de ore. Așa, deci avem nevoie de 3 macrouri așa iană, eu le-am curățit și le tăiem așa bucăți. Ia că așa bucăți. Le tăiem. Încă așa, Iana. Mai departe, avem nevoie de 1 litru de apă. Apa să fie clocotită și rece. Aici încă este fierbinte, a să răcească. Dar aici, într-asta fierbinte, a să punem sarea, zahăr. Avem nevoie de o lingură de zahăr, de 2 linguri de sare, dar de asta mășcată. La 1 litru de apă merge 2 linguri de sare. Avem nevoie de 50 de mililitri de ulei de măsline, de pipir negru, așa, boabe. La mine este mix. Avem nevoie de coriandru, de asta, tot o linguriță. Aici tot o linguriță. De 4 frunze de dafin. Aici am o linguriță așa de condimente pentru pește marinat, da? Nu pește care l-a dat la cuptor, dar pentru marinat. Și avem nevoie de 2 cepe. Cepele tot așa le-am tăiat, e ca șaiană, rotunde, da? Felii. Avem nevoie și de un vas. Eu o să pun în așa borcan, da? Într-o bancă de asta. Da, puteți să puneți și într-o caserolă ceva sau în ce aveți voi. Mai întâi de toate adaug în apa fierbinte sarea, zahărul, toate că este Ana, condimente, ca ele să fie în apă fierbinte, să dă gustul. Amestecăm până ce stopește zahărul și sarea. Tot aici punem și frunzele de dafin în apa aceasta fierbinte. Și o lăsăm aici, Ana. S-a topit sarea și zahărul. Lăsăm toată compoziția asta să se răcească și apa tot. După ce am tăiat peștele, al luăm și al punem pe șervețele de bucătărie ca să scurgă toată zama, care apa care am spălat și sângele. E că așa am pus-o. Acum deasupra facem așa ea, tot cu șervețel de bucătărie. Este macrou înghețat, eu l-am dezghețat, l-am curățat bine, l-am tăiat bucăți așa, felioare. Puteți să-l puneți și întreg, nu-i numai decât să-l tăieți, dar eu am vrut să fie deja tăiet. E ca așa. După care luăm vasul care a să puneți peștele. Eu pun mai întâi cozile. După care pun felii. Puteți să puneți și într-o caserolă. Eu în caserolă, dar e foarte mare și nu pot să o pun în ea, da? Și acum punem ceapă. E ca așa, Iana. Un rând de pește, un rând de ceapă, da? E ca așa. Ați pus peștele? Puneți ceapă, iară pește, iară ceapă și tot așa mai departe. E ca așa. Luăm ceapă și punem.
Încă așa. Poate unii din voi să râdeți că pun în bancă pește, dar sincer nu am caserolă mică ca să pun. Și nu văd nicio problemă că pun în bancă peștele, da? Așa că fiecare pune în ce dorește, cum s-ar spune. În ce avem, în aceea punem. Că nu îl scot la vânzare, dar îl fac pentru familie, așa că nu e nimic strașnic. E ca așa. Și iarăși ceapă. E ca așa arată. Din ce să fie ceapă mai multă, din ce să fie mai gustos. E ca cam așa. Data viitoare, să știu, pentru această bancă să am nevoie de undeva 5-6 bucăți, 6 pești. Eu aici am doar 3, dacă să fie banca plină, a să fac 6. Așa, deci la noi s-a răcit apa și turnăm toată compoziția aici. Încă așa ea. Uleiul, al turnăm peste pește și acum turnăm toată compoziția noastră, toată marinada. E ca așa. Așa, deci, în felul următor, lăsăm pentru 2-3 ore în bucătărie, după care o dăm la frigider și peste noapte peștele nostru este gata. Puteți să-l savurați, să primește malasolnăi, cum să zice, adică puțin sărat, nu sărat cum la magazin. Și cam așa arată. Condimentul acesta pentru pește care e roșu, puteți să nu-l puneți, nu-i numai decât. Eu aici l-am găsit și l-am cumpărat și l-am pus. Dar voi dacă nu găsiți, puteți și fără el să-l faceți. Și cam așa, va fi o bunătate. Dacă aveți așa bancă ca mine, puteți să faceți așa iană, ca tot uleiul acela, să intre pe tot loc. Ia ca așa. Siu, o lăsăm la marinat. Mâine dimineața va fi gata. La mine iese seara acum, mâine dimineața va fi gata. Dragii mei, eu vă doresc numai bine, poftă bună și încercați că va fi foarte delicios. Pa, pa!